Ia uitați, prieteni, ce facem, ne-am apucat de cârnați. Pregătim carnea bucată. E prea mână? Nu e. Nu e gândit cu fiecare amasă, că mănânci potești. Zic că ea trebuie bucată. Că n-am frică mai mare. Nu, așa. Este cel mai bun din tocată mărunt. Tare, tare. Și eu vreau să fac. A vrea faptă. Ce? De acolo desfaci. Doar de acolo. De ce? Că este exact aia cumpărată. Uite cum e. Nu, e de cârpa aia. Parcă nu e ceva în regulă. N-ai pus-o bine? Ce, n-am montat-o cum trebuie? Cuțitul, poate. El în ea era invers. Eu l-am întors. A, l-ai întors? Păi înseamnă că nu era... El-a cuțitul ăla. Înseamnă că trebuia cum era. De-aia nu taie repede. Că mi se pare că taie cam greu. Trebuie să-l pui cum era invers. Aici, prieteni, am pus pirostrile. Și-am băgat la fier. Nu știu ce facem aici. Mai vezi ăsta din omului. Ia uitați ce postavă ne-am luat. Ai reușit? Ai și carnea tăioasă așa. Păi nu, nu, nu pune. Vezi? Ia, păi care era poziția? Uite, vezi și cum e carnea. El când l-am luat era așa. Aș. Păi ia încercă și... L-am pus invers. Ia încercă și pune cum era el. Să vedem cum face și așa. Toacă de parcă carne ori prea tăioasă, așa, prea nu știu. Dar lasă, încearcă așa cum mi era ăla pus și încercăm și altfel. Poate merge mai bine așa, cum era el montat. Păi nici aia nu l-au pus, că așa au vrut. Îți dai seama, l-au pus că cred că așa funcționează. Cred. Păi așa cred și eu. Ată. Ia știu, să vedem mai aproape așa. Ia. Uite mai bine cum e. Uite, da. Da, uite. Da, vezi? Era cu tipul invers. Era invers, păi da. Nu dădea voi la lame să taie cu tipul. Uite cum zboară. Da, l-a pus invers. Era cu tipul invers. Lasă-mă și pe mine să fac și eu. După aia. Eu sunt ca copiii aia mici, când văd ceva vreau și eu. Uite, băi, ce greu mergea înainte. Da, ia uite ce bună e, ia uite ce bună e, ia uite ce bună e. Merge banda. Gata, s-a rezolvat problema. Ne miram noi cum deloc. Hai să rămânăm cu ea după aia cu răscapă. Bucătare, ce faci bucătare, papi? Eram la vecinii, au făcut ceva de bucă. Da? Oh, mă, imitat unul la față. Aristica, unde e Aristica, omul lor? Aristica e ea. Vine acum, a venit. Ce căuta? Hai că chiar iese belea. Oh, băi, ce tare metisită. Dar vezi ce frumos taie. Exact ca la magazin. Asta nu mai va strica niciodată. Vezi ce? Asta e de 1200 de bani. E și bună firma. Merge, merge, banda. Mamă, cum merge, bă, băiat. Locul.
ce m-am mozolit până în gât. Te-ai mingit de căleală, așa e la țigani. Pe ancărat aia mare. Până la urmă trebuia să te mângiști de căleală. Mafia a fost direct acolo, că nu fierbea. Așa da. E frumos la port. E bine, frate. Simțim că am te apuc. E bine, dar tot nu merge așa fort, că nu dă randament. Da, lasă, că merge, încet. Vecinii noștri, patroana Leo, ne-au împrumutat, v-am zis, și ei oale, postave, chestii, trestii și le-am dus și noi carne și acum când m-au văzut că m-am dus după lemne, m-au gonit repede să nu fur vizările. A fost scandal. Sunt comici, noi suntem ca șoaricei și pisica în curte aici. Care mai de care? Mă, mie la ne trebuie să-mi numesc o formă de burtă. Păi eu n-am voie. A, n-ai voie. Ce? Da. Să cureți usturoi pentru cârnași. Da. Curăț. Curăț. Unde e? Poișor? Hai să adu-l aici, să-l face aici. Hai că plac acum. Ca curăță papii. Curăț și eu și papii. Bucătar papii n-ar fi mune. Ca să trebuie mai repede, facem amândoi. Haideți, prieteni, că ne băgăm la usturoi și mai revin la voi, da? Ca să nu vă țin mult să vă plictisesc. Ia uitați, cârnatul! Îți place și cârnat ți-am făcut, dacă am groși. Tu vezi cum miroase? E prima dată care mi s-a făcut poftă de ceva, jur. Auzi, dar sunt prea groși, trebuia subțit. Lasă că sunt belea. Baban ca tine i-am făcut. Eu nu știu baban. Ascultă-mă, uite. Eu singurul la ce poftesc acum, pe rog, e aici. Mamă, carnea asta, eu dacă stau să o toc, poftea aia, bă, și ce înseamnă căpățâna asta fiartă? Și urechile astea, să le toci pentru cartaboși? Și ficatul și alea, mor lângă ele, frate. Trebuie fierte până mică carnea de pe os. Da, știu. Știu de la mamă. Mori aici, frate, că l-am tocat. Asta e. Merge banda, am dat drumul la Luminii Foișor, cum îmi place lui mama pe barosăneală. Da, da, corect. Nu? Corect. Ia uite, dar trebuie să luăm lumini mai puternice, mintea, nu e bine. Ce să facem? Lumini mai puternice. Păi, îți dai seama, dar momentan, așa provizoriu, e destul de ok. Adică... Da, și așa e ok. Decât să n-ai lumină deloc și să nu poți să faci... E la grigheta? Da. Cum e? La mine. Decât să nu poți să faci nimic, să nu-ți faci treburile, momentan, atât se poate și atât avem. Bine că avem, nu? Era mai nasol dacă n-aveam. Ușor, David, să nu... Oh! Bă! Beatrice, te-ai lovit? Ia de foc. Era scăt de Beatrice. Bine că n-a căzut. Să aveți grijă că acolo e grăsime de la porci. Nu mai putem de oboseală. Mă cred, știu ce înseamnă. Cu aceștia cârnați. Vino să vezi cârnații. I-am făcut. Aline. Cam greș. I-am făcut de ce? Ia uite-i. Mamă, 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 nebunie! Nu te-am făcut o atâta agresiune, că pur ce anul ăla? Se pare de la întuneric. A fost. David! A fost. Nu mai las pe acolo, că ai văzut cum era să cadă Beatrice. Bă, mă, iar să când am în casa, dar e de plus. Am găsit grăsimea. Patroană, vezi să nu cade aici, că era să cadă copiii, e grăsime. Nu, acum să-l pun la legat. E la legat. A venit patroana în vizită. Uite patroane, tartaboși. Vezi încet. Păi mamă, să mănânci sănătoși. Uite, am pus becuri, dar trebuie poftă? Mai puternice. Singura poftă care o am, cârnații și tartaboși, când o să toc carnea asta. De pică de pe os. Cum, pastă, nu pastă, bucăți mari. Bucăți mari. Să mâncăm, pătrate așa. Te-ai băgat și rădicele. Tot, ficați, tot ce trebuie. Până la luci, nu mi-a băgat tot. Tot e băgat. Da. Da, fierbe greu, mă rog. Nu, că nu mă deranjează. Păi... Vă arăși mutelie noastră.
Nu, am luat de la papi împrumut, am încărcat două butelii. Da, am încărcat la butelii azi, de ne-am săturat. N-am avut ce să facem. Să știm. Dar e plin. Papi ne-a ajutat, a serios, am muncit cu noi cu bun, eu o simt pe bucătăria asta aia, până a venit. A adus și de acasă, lucruri și multe. Marița. Papi a venit aici și a lăsat-o pe Marița singură acasă, a zugrăvit toată casa. Serios? Care făcea așa? Și la noi să zugrăvim. Am crezut că și la tine ai băgat tare, păi de da finalea. Tot. Nimeni nu făcea așa să... Bă, Leonardo. Își lase treaba lui din mână, ca să facă treaba altuia. Deci care de lăudat. Haideți, prieteni, că mai revenim. Salutare, prieteni, am revenit la voi. N-am mai continuat aseară, că ne-a apucat 1-2 noaptea până am strâns noi și am spălat tot ce era acolo. Oboseala. Ați văzut că pe final a venit și patroana la noi acolo la Caldaboș. Bună seara, prieteni. Ne-am trezit dimineața și am plecat la dentist. Patroana, m-am uitat la lingu, face cârnață, tartaboș, așa învățat să facă și el altă dată. Ne-a ajutat și patroana, ne-a dat postavă, ne-a dat linguri, ce mai luat acolo de la ea. Ne-a ajutat, ne-a împrumutat. Altă dată să vă luați, să vă cumpărați lucruri. Am cumpărat patroană, ladă, mașină de cârnați. Mai bravo. Cumpărăm, mai cumpărăm. Să vă luați pahară, furculiță, linguri. Păi da, trebuie să luăm. Ne pregătim acum pentru Paște. Vedem zilele astea pe final așa ce mai e de cumpărat. Trebuie, a rămas în pană de curcan. Nu știm de unde să luăm curcan, prieteni. Mihai este în pană de curcan. Serios, sunt în pană de curcan. E restul lumii la țigani. Dacă vin țiganii și n-ai curcan pe masă, te-ai rămas de râs. Așa ce e. Face cum? Eu am trei curcanele, a luat Leo două curcanele, eu o curc. Bravo! Una mănânc în seara de inviere, două le am la masă. Vedeți? Patrona s-a alimentat în timp. Noi ce facem acum? Pula o patrona. Ne-o luăm de la metro. Păi bun și eu e Aline, nu mă trăgățești. Are la... Am găsit unii mari... Un milion bucata, patrona, 7 kg. 7 kg. Ce mai vrei? Ar lua și eu cu un milion bucata. Pe bune. Luăm de ea. Că cu 4 milioane iau 4. Și-s mai bun ca ăia de țară. E-s mai ca lumea. Păi da. Eu din ăla de țară, dacă luăm, nu mănânc. Nu-s mai bun, ăla e... Mie îmi place mai mult ăla. E ce trebuie. N-ai ce mai zice acum, că n-ai găsit bio. Nu da, dar chiar n-am mâncat niciodată, niciun an. Eu, cum e foame, acum aș mânca cu ușa aia. Unde găsim un curcan de la mare, mă? La bebiță avea. Dar nu știu dacă le-a dat. Are curcan gigant. A trecut 2 ani, patron. Da, nu le-a dat omul. Nu dătea nimeni atâția bani pe ele. Ia sună. Dacă n-am număr, nu mai l-a simbat. Numai când întoarce să trecem pe la el. Ca să nu uitați. Poate avea Mihaela. Cere 7 milioane atunci. Dacă iai un curcan de la Mihaela, ești și să dai cineva la papi la țigani. Și să dai 7 milioane pe un curcan de la care e 7 kg și în partea la altă. Nu ai 7 kg, are 30 de kg. 30 de kg. De la gigant. Și dai 7 milioane pe un curcan. Da. 30 de kg. Eu aș da și 10, nu 7. Aline, cum e-ți foame, acum ai dat și 10. Ce trebuie să mai luăm? Curcan și miel, nu? Da, curcan și miel va trebui. Și să luăm varză, că nici la varză la mine nu-i bună. Ce, de sarmale? Da, pentru sarmale, să fac sarmaluță mici. Da, pe ei se ia altfel varza aia de cumpărat, așa, la direct. Sarmale mici facem doar dacă luăm un aparat de la de face sarmale. Ce aparat? Da, dacă la turci mici. Ce aparat este? E aparat de pui foaia în el, carne și le scoate mici. Da, bă, ce zici? Și le păturește ea. 2-300 de mici, nu știu, nu știu. Să-i spui nu tata, trebuie să ia aparat de ăla de sarmale. Că numai așa le facem mici, da, care nu le facem. Le strânge mici, așa, nu știu cum să zic. Și să le pui în oala de pământ. Da. Da, n-aia nu de te lut. Mai saturi în oala de pământ. Așa le face mama, numai în oală de aia de lut și are alt gust. Sunt altfel. Să fiarbă țara de înviere când venim de la biserică la oala de pământ. Da. Să le mâncăm calde. Trebuie neapărat. Prieteni, ne apropiem de final. Aseară a venit la noi și stilista doamna Pana. Ne-a arătat niște compleuri, mi-am cumpărat acolo.
Bureaga Jea, să îmbrăcară Bureaga Jea. E stilista voastră, doamna, da. Pana. Bureaga Jea, să îmbrăcară de la Pana. Și fetițele. Da. Și v-am zis, prieteni, cam asta am făcut noi aseară. Ne-a apucat, v-am zis, noaptea până am terminat. Dar să știți că a fost frumos, adică n-a fost așa greu cum ne așteptam. Au fost și porcii cu mușchi pe ei ca lumea. N-au avut foarte multă grăsime și au fost mai ușor de făcut. Acum mai sunt ce mai alune, carnea de fript și tartaboșii. Și tartaboșii. N-are muntură. Da, bravo, asta e tău. Vezi porcii ăștia că n-avea muntură? Ce înseamnă lua bunicul meu de mult cu untură? Porci grași. Ea grași. Auzi, 70 milioane un porc de la mare. Nu am de mult. Ce s-au scumpit, mă, porci așa? Dar sorul mea pe 1,60 de milioane. Pe un porc. Auzi. 60 de milioane a dat sorul meu. Și Luci a dat pe unul, pe mare. Doamne. Doamne, mulți bani, 70 milioane, ei câte părți. Cam atât, prieteni, haideți că revenim de acasă și vă ținem la curent cu ce mai facem. Vă pupăm!